Extraordinar, s-o spart o conductă, ce se întâmplă? S-o oprim apa, să sunăm instalatorul, care-i baiul? Calmează-te, că am dat drumul la părege să decongelezi ficăței de pui. Să decongelezi ficăței acum când suntem amenințați cu seceta? Încălzirea globală a produs o penurie de apă și noi ne batem joc, noi dezghețăm ficăței? Păi atunci nu mai mănânci ficăței de pui pane la prânz. Păi ce să zic și eu, nu mănânci tu destul ficatul de o viață, hai las-o! Na, fără apă, oprim apa, facem economii la maximum. Bine, dar vreau să pur florile. Să uzi florile, când urmează cea mai gravă secetă din ultimul mileniu, tu-ți bați joc de apă. Na, n-avem voie la apă. Dar bine, Nicu, dar florile astea ce vină au? N-au nicio vină, de-aia o să le donez la grădina botanică. Oricum, acum le-ai amplasat-o în cameră, îmi strică tot feng shui-ul. A, și acum vrei să spui că nu mai poți să beau nici apă de la robinet sau cum? Ba da, cum să nu? La serviciu. La serviciu bei apă și duci o sticlă de 2 litri de la noi de acasă goală și o umpli de la dozator când nu te vede șeful și o aduci economii la maximum. A, Nicu, zgârcit. Ești, dă-mi paharul ăla de apă. Asta e. Na. Ce faci cu atâta apă? Închide-o. Ce faci cu apa acolo? Nicu, vreau să fac și eu un duș că merg la sală. Ce ai? Dacă mergi la sală, îți faci exercițiile și faci duș după ce termin. Faci duș acolo, le consum lor apa, nu nouă. Extraordinar, salvatorul pește. Bucură-te că stai lângă un erou. Da, sigur că acum pe uscat ești tu. Extraordinar. Mă, nesimțitule, ce faci? Baie! Auzi tu, salvatorul apei, și-am stai și te lăfăi în vana aia! Greșit! Mă lăfăi în bere! Tu ai nebunit! După tine! Hai încoace! Stai liniștit că nu mă prins pe mine acolo! Treaba ta, dacica asta o face țeapănă!